Bine, mulțumesc. Faci interviu. Faci interviu. De vizita la și frumos. Nu este personal pentru proprietate, este proprietate, dacă vreți să spunem, a orașului, a orădenilor. Eu am văzut cât de multă emoție și ce încărcătură emoțională a fost în urmă cu un an. Și mulțumesc de tot lui Dumnezeu, primăriei și tuturor celor care și-au dat aportul ca deja palatul să arate așa cum arată. Dumneavoastră vedeți acum se pune turnul. Există un proiect de vizitare în continuare, apoi după aceea palatul, când va fi gata. Ce cu tine este încă mult de lucru, dar va fi o garderobă, va fi vizitarea sălii, adică scării monumentale. Apoi, după ce vor fi saloanele de aici, din față, cele patru mari, salonul alb, salonul mare, salonul roșu, salonul verde, mergându-se mai înainte pe hol, vor fi săli pentru artiști, pentru că se dorește să se facă un centru cultural unde să se întâmple mai multe evenimente culturale, prezentate de cărți, expoziții, concerte, de pian, de alte concerte și unde artiștii au nevoie ca să se pregătească.